Viața de Familie Bun găsit, dragi ascultători, la emisiunea Viața de Familie. Sunt Diana Parizianu și invitata mea de astăzi este Simona Ciobanu, psiholog cercetător și doctor în teologie al Universității Durham din Marea Britanie și președinte al Asociației de Psihologie Patristică Praxis. Bine ai venit în studiul nostru, Simona! Mă bucur să fiu din nou alături de voi, Diana! Astăzi aș vrea să ne vorbești despre un gest, zic eu, întâlnit în mai toate familiile, de la cel mai mic la cel mai mare, un gest pe care îl facem. că vrem sau că nu vrem, cu știință sau fără știință, respectiv despre minciună și formele ei. Subiect pe care să ne-l prezinți din perspectiva psihologiei patristice, drumul pe care tu ai pornit de aproximativ 15 ani. Și aș vrea să încep în a te întreba ce este minciuna. În psihologia patristică, minciuna reprezintă un mod de a aduce în existență ceea ce de fapt nu există. Deci putem spune că este o plăsmuire, o fantasmagorie. Din perspectiva psihologiei clasice, sigur s-au descoperit o serie întreagă de lucruri despre care vom avea ocazia să discutăm în cadrul emisiunii, dar aș vrea să aduc aici în discuție problema mecanismelor de apărare care în psihologia clasică sunt identificate ca fiind exact cum le este și numele un mecanism de apărare al egoului respectiv ceea ce apare la interfața dintre sufletul omului concret și realitate însă din perspectiva patristică aceste mecanisme de apărare devin niște mecanisme de agresare a ființei proprii și a celuilalt. Deci, devin, cu alte cuvinte, niște mecanisme prin care omul se minte pe sine. Mai concret, niște mecanisme prin care omul blochează ceea ce Dumnezeu îi transmite, într-un fel sau altul, în planul conștiinței, cu privire la sine și ceea ce el are de îndreptat în viața sa. Și când putem spune că apare ea între membrii familiei? De obicei apare între membrii familiei atunci când nu există un mediu de încredere și afecțiune în interiorul acesteia. Adică familia nu trăiește într-un context relațional deschis unul față de celălalt. Și în relația dintre soți, și în relația dintre părinți-copii, și poate o să detaliem în cazul emisiunii cum și ce fel se întâmplă lucrul ăsta. Și bineînțeles, întâlnim mai multe tipuri de minciună. Da, categoric. Eu, pregândindu-mă pentru emisiune, m-am gândit să le împart așa, oarecum neconvențional, dar din experiența mea am întâlnit două tipuri de minciună. Un tip de minciună pe care am numit-o operațională, care apare la toate vârstele, atunci când copiii spun o minciună pentru că le este teamă să nu fie pedepsiți, de exemplu, dar ei știu clar că este o minciună, de asta o și numim operațională. Pentru că împlinește un scop temporar în situația asta. La fel, adulții, de exemplu, pot minți, știu și eu. N-apare o problemă la serviciu, dau un telefon și spun că sunt bolnavi, deși au ceva de rezolvat și așa mai departe. Deci, niște minciuni operaționale. Acestea se încadrează pe un nivel de analiză. Acestea sunt, deci, raționale și omul își dă seama că minte, asta e specificul lor. Dar minciuna mai serioasă este cea structurală care este irațională și care este o minciună de tip ființial în care omul practic nu își dă seama că minte. Asta este minciuna din punct de vedere practic, deci este minciuna care de fapt creează probleme omului în relația cu el însuși, cu Dumnezeu și cu celălalt. Deci păcatul este asociat în minciunii structurale. Da, putem spune și așa, da, putem spune și așa și o să avem ocazia să detaliem, da, dacă e nevoie mai târziu probabil că simțim cu toții că inclusiv minciuna rațională cât și cea structurală ne afectează interiorul și starea noastră lăuntrică. Ce spun Sfinții Părinți? Cum afectează minciuna starea lăuntrică? Este o problemă fundamentală în viața și spirituală și psihologică a omului. De ce? Pentru că îl pune pe om în starea de iluzie. Și când vorbim de minciuna structurală, putem spune că el, de fapt, se află într-o stare de moarte lăuntrică, practic. Deci dacă minciunile de tot felul oricum ne îmbolnăvesc lăuntric, minciuna structurală, pentru că este practicată din primul moment al nașterii și o să vedem cum se naște ea în structura a omului, deci aceasta este practic asimilată cu moartea sufletului sau cu ceea ce simții Părinți numesc starea de nesimțire, deci când sufletul nu și mai simte propria lui stare de, de niciun fel, deci asta este ceva extrem de adânc în om. Și foarte greu de corectat și foarte, de atât de adânc. Da, Este foarte greu de corectat, dar nu imposibil ca tot ceea ce se întâmplă în spate sufletului nostru. Deci, nu este imposibil, da. Bun. Începem cu minciunile mai mici. referim la copii. De ce mint copiii? La modul general, copiii mint din aceleași motive ca și adulții. Fie când simt că sunt într-o capcană, când le este teamă de pedeapsă sau de a nu fi respunși pentru că spun adevărul, când se simt amenințați sau când pur și simplu se gândesc că minciunea va face lucrurile mai ușoare pentru toată lumea în contextul respectiv. Deci astea sunt niște motive generale ale minciunii, să spun, întâlnite atât la copii cât și la părinți. Apoi, deseori, minciuna este un semn al unei stime de sine scăzute. Un copil care nu are încredere în binele din el, pentru că nu a fost structurat în felul ăsta în, în spațiu familial, atunci va avea tendința să apeleze la minciună pentru ieșire dintr-o situație sau alta. Indiferent de vârsta copilului. Indiferent de vârsta copilului, o să vedem cum se producea, da. Copiii ca și oamenii mari se gândesc că trebuie să pare mai buni, pentru că nu știu că sunt suficient de buni așa cum sunt. Și acum, ca să detaliem la modul mai particular așa, intând pe situații și în funcție de vârstă. Ea apare în funcție de vârstă. Există un nivel al dezvoltării omului pe la vârsta de 2-3 ani când minciuna nu este chiar o minciună în sensul clasic în care ne referim noi în această emisiune, dar ea poate să apară. Adică atunci nu trebuie să ne mire că, știu și eu, pisica s-a închis singură în șifonier sau că pantofii au zburat singuri în coșul cu rufe și așa mai departe. Adică asta este un efort al copilului de a distinge între real și ireal și pe la vârsta asta este fire să se întâmple lucrul ăsta, da. Mai departe, dacă întâlnim aceeași tip de minciună, să spunem, spusă cu convingere, eu știu, pe la adolescență, este o problemă, ori dacă o întâlnim la adult, ne dăm seama clar ce gen de problemă este. Da. Ia până la ce vârstă, minciuna aceasta nevinovată? Până la ce vârstă? Cum am zis, Asta până ar... în jurul vârstei de 2-3 ani, deci în momentul în care. Este normală. Da, sigur, da. Sunt firești în viața psihică a copilului, pentru că el, în felul ăsta, distinge între real și ireal, de fapt. Așa se stabilizează, să spunem, structura cognitivă a copilului. Dar copiii mint, deci, din foarte multe motive, și aș vrea să insist pe cele mai importante dintre ele sau cele mai des întâlnite în practică, deși, la modul concret, sigur, fiecare caz trebuie analizat individual. Unii mint, deci, din frică pentru teama de a nu fi pedepsiți. Ei, de fapt, evită pedepsa și consecințele, știind din experiență că asta este ceea ce îi așteaptă. Acum, noi când identificăm cauza pentru care un copil minte, automat noi găsim și soluția. Deci, în cazul ăsta, copilul minte pentru că nu au experiența iertării, adică nu știu că atunci când ei greșesc vor fi iertați de părinți, că li se va arăta înțelegere, afecțiune și în cazul ăsta vor avea tot timpul tendința să Mintă. Dacă asta este cauza, e clar ce trebuie să facem. Atunci noi, ca și părinți, trebuie să învățăm să-și iertăm și nu neapărat să-i pedepsim. Sigur pentru orice că minciună. da. Da, sigur că da. De altfel, unii dintre cei mai sănătoși adulți, să spun așa, în copilăria lor au folosit, să zicem, deseori poate o astfel de metodă, dar au avut experiența iertării greșelii pe care au produs-o. Un alt motiv pentru care mint copiii este pentru a nu-i dezamăgi pe părinți. Ei vor să pară puternici sau să mențină o imagine pozitivă. De obicei, în, în raport și cu rezultatele școlare, cel mai adesea se întâmplă lucrul acesta, dar și atunci când li se impun, eu știu și eu, niște conduite morale forțate din afară, când ei n-au ajuns încă la maturitatea să și le însușească din lăuntrul lor, atunci apare tipul acesta de minciună este clar aici, părinții au pretenții exagerate de la copii și se subînțelege ceea ce trebuie ei să facă. Părintele trebuie să acorde mai multă înțelegere copilului, să-și dea seama de nivelul lui, practic, de înțelegere pe care îl are la momentul de față, să se adapteze lui și să creeze o relație cu el la nivelul acesta, nu la nivelul aceea ce părintele are în minte că copilul ar trebui să fie, ci să lea pe copil exact așa cum e. Adică mă gândesc, uite, la un exemplu concret. Fetița noastră de 3 ani nu salută întotdeauna toți membrii familiei. Ceea ce noi ar trebui să facem ar fi să ne obligăm să-i salute și să o lăsăm pe ea să salute când ea simte nevoia sau, nu știu, să se ducă să-i sărute când ea simte nevoia, nu? Da. Pentru că obligând-o îi creăm automat această minciune prin da, anul da, da. de dezamăgi pe noi Da, 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 categoric și ceea ce se întâmplă în situația asta este că dacă copilul să zicem, ascultă prea mult de mediu exterior în cazul ăsta de mediu familial educativ familial, deci dacă ascultă în exces de el, încet, încet ajunge să se falsifice, pentru că el va face lucrul acesta ca un gest exterior, impus, dar nu va simți din inimă. I se va părea că așa este normal, că trebuie să o facă, mă ceartă mama și tata și atunci n-am încotro. Nu mai cumpără prăjituri înghețate și asta este când stau și gândesc consecințele, mai bine fac lucrul ăsta și am terminat povestea. Nu? E mult mai simplu, copiii fac calculele acestea, dar ce trebuie făcut în situația asta? Da, în primul rând, dacă noi ne purtăm frumos unii cu alții în familie, deci dacă ne salutăm, ne îmbrățișăm când ne vedem, ne pupăm pe obraz, atunci copilul oricum firez vede lucrurile astea și când va simți nevoia le va face, fără prea multe impuneri din afară. Întotdeauna, propriul exemplu funcționează da, cel mai bine în educația copiilor. Da, categoric. Apoi, un alt timp de minciună întâlnit foarte, foarte des este aceea pentru a atrage atenția părinților. În psihologie vorbim în acest caz de carențe afective. Este clar aici, părinții ceea ce nu fac este că nu îi încurajează și nu le acordă atenția potrivită și atunci ei trebuie să simtă că joacă un rol special să atragă atenția prin, eu știu, lucruri cât mai neobișnuite, mai neobișnuite ca să-și dea seama că rog, merită într-un fel, o câștigă în felul ăsta. Sigur, când vorbim de afecțiunea părinților, categoric aceasta trebuie să fie necondiționată. Și, de fapt, nu copilul trebuie să facă ceva să atragă atenția în mod deosebit asupra lui, ci părintele este cel care trebuie să fie atent la copil, la nevoile lui. Și dacă el împlinește pe acestea, atunci copilul nu are de ce să apeleze la o astfel de metodă. Afecțiunea poate să fie însoțită de lipsa de timp pe care părintele nu-l acordă copilului? Sau nu neapărat? Adică poți să stai lângă copil, să petreci mai mult timp cu el, dar să nu-i arăți afecțiunea de care el are nevoie? Da, este foarte corect, da. Deci ține mai mult de calitatea timpului petrecut împreună. Apoi când ajungem la adulți, pentru că și adulții mint, adică copiii deprind mecanismele astea din copilărie și merg cu ele mai departe, adultul de ce minte? Pentru a se lăuda și a, și a accesoriza imaginea de sine pe măsura situației în care se află. Deci vrea să creeze o impresie pozitivă și atunci face tot ceea ce stă în putință să facă lucrul ăsta. E de înțeles copilul care a căutat atenție când era mic și nu a primit-o, este dependent de imaginea pe care o lasă în exterior și atunci când devine adult, automat încearcă să facă același lucru, doar că într-o altă formă, adaptat contextului de viață adultă. E clar, rădăcinile se formează din copilărie și acolo trebuie să avem grijă, în primul rând, noi ca și părinți, cum îi, da. cum îi educăm pe copii. Da. Mai pot fi și alte motive, dar de acum intrăm în zona mai de patologie, să spunem așa, a minciunii. Puțin părăsim zona asta de minciună operațională, cum o spuneam, și intrăm în zona de minciună structurală, așa, pentru că omul poate să mintă și la modul concret din răutate, deci, pentru a face rău celor din jurul lui, deci cu o intenționalitate foarte clară în sensul ăsta, sau, din potrivă, poate să tacă din lașitate, adică nu intervine atunci când este cazul pentru a nu părea ridicol sau pentru a-și periclita poziția sa. Acest tip de minciună structurală este întâlnită și în copilărie sau ea se formează doar în momentul în care devenim adulți? Minciuna structurală se formează din copilărie, aș putea spune chiar din primele etape de viață. Acest tip de minciună duce la apariția ceea ce noi în psihologie numim tulburări de personalitate sau de caracter. De tipul narcisismului, borderline și așa mai departe, până la comportamente psihopate sau sociopate. Deci poate să ocupe spectrul până în zona aceea. Acum, cum se creează minciuna asta în copilărie? Poate ar fi bine să insistăm puțin pe mecanismul ăsta ca să înțelegem cât de importante sunt primele luni de după naștere. Și dacă înțelegem tipul ăsta de minciună structurală, cum se instalează el, atunci cred că chiar și în activitatea preoților duhovnici sunt convinsă că se întâlnesc deseori cu tipul ăsta de situație, pe care poate uneori nu-l pot identifica ca atare. Deseori simt că e ceva în neregulă, dar nu știu exact cum și ce este în neregulă. Și ceea ce se întâmplă cu această minciună structurală, ea putem spune că apare din cauza unui deficit dar prin care se ajunge la un exces. Este un paradox aici, o să explic imediat despre ce e vorba, că e greu de înțeles așa. Deci, dintr-o asumare de adevăr prea mare, să zic așa, și o să vedem adevăr între ghilimele, se ajunge la un tip de minciună. Și este vorba de așa zi și copii invizibili, de care noi vorbim, a căror realitate lăuntrică nu este validată niciodată de mamă. Și, de exemplu, cum se creează acest lucru? Deci, ființa reală a copilului nu este validată în contact cu mama, care se înțelege, de obicei, este prima persoană care se ocupă de copil și care ia contact cu copilul. Este mediul copilului, practic, primul mediu al copilului. Ce se întâmplă? De exemplu, când ei nu sunt hrăniți atunci când le este foame. Și sunt hrăniți atunci când mama dorește și crede de cuvință că trebuie să o facă. Eu știu fie că a citit în niște cărți, fie după alte tipuri de gânduri. Apoi, de exemplu, nu sunt mângâiați atunci când au nevoie sau suferă de ceva, ci atunci când mama dorește și crede ea de cuvință. Rezultă de aici o falsificare a însuși sistemului senzorial. Deci ne putem da seama că mama nu este adaptată la nevoile copilului. Ci a face lucrurile în funcție de nevoile ei. Ceea ce se întâmplă este exact cum am spus, întregul sistem senzorial și perceptiv al copilului se modifică se falsifică, mai bine zis, în funcție de nevoile mamei. Deci copilul nu poate să fie practic în contact și nu reușește să fie în contact cu nevoile și uh, dorințele lui adânci, cu nevoile lui practic adânci, ci el practic este în contact cu niște nevoi străine de el, exterioare care sunt cele ale mamei. În felul ăsta vedem foarte clar că psihismul copilului este deviat efectiv dintr-o funcționare a sa normală. Ceea ce ar trebui să se întâmple este ca mama să se adepteze la nevoile copilului. Adică când copilul este foame și mama îi vine în întâmpinare exact cum trebuie adecvat la acest lucru, copilul trăiește o coerență între nevoia lui, ceea ce s-a născut din el și ceea ce mediul îi oferă. În cazul ăsta, mediul prin mamă. Adică, deci se instalează o stare de coerență între el și mediu Și așa mai departe. Deci este un proces prin care copilul crește și structură Dorează, sigur, și scheletul ființei sale, practic. Aici, vorbind concret despre acest exemplu, mama trebuie să renunțe la tot ce înseamnă, practic, nevoile ei și să se axeze și să simtă care sunt nevoile copilului. Da. Putem da, să, corect. nu știu, putem să vorbim despre un termen nelimitat al acestei acțiuni de a renunța la propriile tale dorințe și de a de dărui complet copilului sau până la o anumită vârstă, nu știu cât este. Nu, bebeluș. Asta trebuie să se întâmple pe tot parcursul vieții și trebuie să se întâmple, cum să spun? Deci, un copil care a fost crescut bine și care, practic, a fost, pot să spun, născut corect în spațiu sufletesc, pentru că el poate să fie născut fizic, dar nu născut sufletește, exact situația de care vorbim, el devine de asta și spune un copil invizibil, deci el nu este văzut, sinele lui adevărat nu este văzut, nu este validat, ci el devine cineva care nu este. Și atunci când un copil este crescut bine în sensul acesta, el va deveni un adult care va înțelege nevoile celorlalți și va veni întâmpinarea acelora. Altfel, în situația asta, el nu-și înțelege propriile lui nevoi, pentru că el n-a fost niciodată în contact cu ele, nici când măcar era extrem de mic și ca atare nu va înțelege nici nevoile celor din jur. Și pe linia asta se creează o axă a patologiei extrem de dură, care, cum am spus, ajunge în border borderline până la partea de psihopatie și sociopatie. Deci este o problematică extrem de serioasă asta. Din fericire, nu este atât de des întâlnită, dar atunci când este întâlnită, este dramatic pentru omul care o trăiește. Pentru că ne putem imagina ce înseamnă un adult care nu a fost niciodată în contact cu sinele lui adevărat. Și din punct de vedere patristic, care este sinele lui adevărat, păi este însuși chipul lui Dumnezeu în om. Deci, cu alte cuvinte, el nu este în contact, nu reușește să fie în contact cu însăși fundamentul său. ci fundamentul său este deviat și este deviat în nevoile mamei. Și de obicei acești copii se trezesc în viața asta când împlinesc dorințele mamei, nevoile mamei, trăiesc visurile mamei, de fapt și de drept. Ei neștiind cine sunt ei cu adevărat. Atunci a fi părinte înseamnă un sacrificiu suprem, a renunța total la nevoile da, tale categoric. și a lăsa pe copil să simtă și să-și exprime nevoile și să răspundem la nevoile da. lui atunci când are nevoie. Ce vreau să subliniez este că aici nu este doar un fenomen psihologic implicat, ci este un fenomen de tip spiritual implicat, pentru că ne putem imagina ce înseamnă în loc să construiești pe piatră, sufletul, casa sufletul să o construiești pe piată, respectiv pe ceea ce reprezintă chipul lui Dumnezeu în noi, pur și simplu noi să construim pe nisip. Adică pe anumite dorințe sporadice, eu știu, care vin din exterior, tipul de genul ăsta prin mamă. Vorbind despre prezența minciunii în familia noastră, cum să diminuăm minciuna? O putem înlătura complet? Putem și să o diminuăm și să o înlăturăm, ca să spun așa, și este de dorit și să o diminuăm și să o înlăturăm. Sunt mai multe lucruri pe care le putem face. O parte sunt ușor de intuit din ceea ce am spus înainte. Dacă identificăm cauza minciunii și noi întotdeauna trebuie să identificăm cauza în familia noastră, dar mai întâi trebuie să o identificăm în interiorul nostru. Adică ce mă oprește pe mine să fiu deschis în relația cu celălalt. Pentru că totul de aici, de fapt, de drept pornește. Cum am zis, minciuna este un fenomen relațional care ține de relația cu mine însă, mai concret cu chipul lui Dumnezeu din mine, dar și cu chipul lui Dumnezeu din celălalt. Și atunci eu trebuie să elimin aceste blocaje care apar acolo. Asta vorbind într-un sens general. Acum, mergând mai specific, așa, au câteva idei, știu și eu, care pot folosi în diferite contexte. În primul rând să ne centrăm mereu pe soluție și nu pe învinuirea celuilalt. Respectiv să construim încrederea și intimitatea în relație. Rezultă direct din ce am spus anterior. Să practicăm, cum să spun, iertarea în familie. Adică să știm că atunci când oricare dintre noi greșește, fie că suntem postura de copii, de soți, bunică sau știu și altceva, vecini, să știm că putem fi iertați. Adică printr-o discuție de comun acord putem să restabilim echilibrul lucrurilor și putem fi iertați. Fiecare poate să-și recunoască greșeala fără consecințe majore de un fel sau altul. Și atunci lucrul respectiv devine ca și cum nu ar fi fost practic. Și noi ne refacem comuniunea. Adică să ne axăm mai mult pe a ierta sau nu mai pe a ierta și nu pe a pedepsi. Sigur că da, categoric, pe a ierta și pe a-l înțelege pe celălalt, ai veni în ajutor. Pentru că, de obicei, din cum am văzut la cauze, nimeni nu minte pentru că vrea. Nici măcar cel care a fost condiționat așa, printr-o minciună structurală, cum am spus mai înainte, din frage de pruncie, nici măcar el nu minte că vrea. Deci noi nu neapărat ne dorim lucrul ăsta. Deci mai întâi noi trebuie să eliminăm cauzele, asta este ideea. Trebuie să eliminăm cauzele minciunii. În cadrul concret al vieții de familie, ce putem face? Când copilul minte, de exemplu, trebuie să luăm o pauză și să dăm spațiu copilului ca el să spună adevărul. Întrucât este clar că nimeni dintre noi nu poate să spună adevărul când este somat, speriat sau amenințat. Și atunci noi trebuie să-i creăm un spațiu în care el să-și asume singur. Și putem spune ceva de genul acesta. O să vorbim mai târziu, mai târziu mă găsești în camera de zi dacă vrei să vorbești cu mine și să-mi spui ceea ce se întâmplă. Și pe moment pur și simplu să-i dăm o pauză. Cred că și celui de lângă noi, nu? Adultului de lângă și noi, cred că categorie. funcționează De asta minu. spun, da, da, da. Deci observăm că, practic, cauzele care se instalează de când suntem mici, ele continuă și când suntem adulți. Este foarte simplu, doar contextul de manifestare este puțin diferit. Copilul minte în legătură cu școala, adultul minte în legătură cu serviciu, cu, eu știu, relațiile extra sau știu și eu ce alte lucruri pot să mai apară în viața de familie, da. La fel, ce putem să facem și ce este bine să facem este să evităm întrebări la care știm deja răspunsul. Dacă observăm conflictele și certurile care apar în familie, se pun întrebări de-a dreptul redundante. Noi știm răspunsul la ele. De exemplu, ți-ai făcut temele? Știm clar că nu. Și le-a făcut. Deci nu are rost să punem întrebări la care știm răspunsul. Și ce ar trebui să facem în situația a trebuit asta? Ar trebui să spunem ceva de genul am observat că nu ți-ai făcut temele, ce plan ai pentru asta sau cum ai de gând să rezolvi problema. La fel soțului sau știu și o soției când apare beata acasă, să spunem, nu are rost să spunem iar ai băut, este o evidență. Ce putem să spunem observ că iar ai băut, mâine dimineață la cafea te aștept să stăm de vorbă despre asta. Zic și eu. Dar sigur că formulele de comunicare în familie astea sunt doar niște exemple extrem de generale. Formulele de comunicare în familie sunt foarte, foarte personale. Și atunci fiecare va ști ce să facă. Cert este că trebuie să-i dăm puțin spațiu celuilalt să-și asume. Nu putem pretinde că nu s-a întâmplat nimic, dar nici să-l punem la zid. Deci trebuie evoluat pe calea de mijloc, de echilibru. Și să practicăm iertarea. Foarte important. Da, foarte important, da. E o temă complexă, minciuna, și timpul este redus la cele 25 de minute ale emisiunii. Aș vrea să încheiem prin a ne spune tu ce crezi că ar fi cel mai important să rețină cei care ne-au ascultat despre minciuna în familie. Cred că lucrul cel mai important pe care trebuie să-l reținem, atât în relația dintre soț-soție, cât și în relația dintre părinți-copii și noi, în contact cu oricine altcineva, este următorul. Fiecare dintre noi caută iubirea. Eu n-am întâlnit niciun om până acum care să nu o caute, într-un fel deschis sau mai puțin deschis. Este firesc să căutăm iubirea pentru că suntem alcătuiți în chipul ei. Dar ceea ce constați este că omul nu poate ajunge la iubire pentru că nu poate primi adevărul care este conținut indirect în iubire. Minciuna, prin urmare, este esențială în sensul de a încerca să scăpăm de ea, pentru că este ceea ce blochează accesul omului la iubirea Dumnezeu. Și în acest fel îl pune atât în imposibilitatea de a iubi, cât și de a primi iubirea la rândul lui. Astfel devine simplu. Dacă punem problema în termenii ăștia, ne dăm seama că nu putem ajunge la iubire decât dacă acceptăm Adevărul care este conținut în iubire, pentru că facem referire la aceeași persoană, respectiv persoana Mântuitorului Hristos, care le conține pe amândouă. Și nu putem să avem iubirea fără de adevăr. Bun, o concluzie foarte bună, și mulțumim, Simona, pentru toate informațiile oferite astăzi și sfaturile foarte bune. Cu mare drag. Am discutat despre minciună și formele ei cu Simona Ciobanu, psiholog cercetător și doctor în teologie la Universitatea Durham din Marea Britanie și președintele Asociației de Psihologie Patristică Praxis. Sunt Diana Parizianu și aștept întrebările și sugestiile voastre la adresa de e-mail diana.parizianoron.trinitas.ro Ați ascultat emisiunea Viața de Familie.